De fapt, Yahuwah nu se schimbă, un sentiment popular auzit în biserici, dar nepracticat, deoarece fundamentul creștinismului se bazează pe noțiunea că Yahuwah s-a schimbat, înlocuind Israelul Tora observator ca popor al său cu biserica neamurilor non-Tora. Iudaismul mesianic, bazat pe Tora, este singura religie creată vreodată de Yahuwah. Este credința lui Yahushua și credința lui Pavel, mai bine zis rabinul Shaul, înainte și după convertirea pe drumul Damascului. Este credința restul scriitorilor Noului Testament și credința comunității mesianice originale ale primului secol, cunoscut și sub numele de iudaism nazarinean. Iudaismul bazat pe Tora a fost întotdeauna o religie a mântuirii prin credință, credința așa cum este definită de iudaismului Mesia, Yahushua, al fraților săi Iacov și Yehuda și al apostolilor săi Chefa, Matiaim, Iohanan și Shaul, nu o definiție a neamurilor occidentalizată din secolul 21.